Eu și memoria avem doar legătura că ne aflăm în același corp. În rest, accesul meu la ea e restricționat de dorința dânsei. Era și Pașca Păian. Ți-aș aminte că ne-am tot chinuit noi să găsim beat-ul potrivit, nu-l găseam. Și până la urmă l-am anturat pe Vlad, pe TZP, pe Popescu de la HHH să facă el beat-ul, l-a făcut și a ieșit tare. Și am zis, am văzut că era balanța, gen, tu erai român, eu român, Pașca român și fratele Kent era o țigară. Știi? Și am zis, nu română doar o ție, să mai fie o țigară acolo, știi, în engleză. A cigarette. Yes. Și am zis să dau și eu în engleză, că așa e frumos, să nu fie să se simtă singur, știi? În rest a ieșit repede toată treaba, na, știi și tu că am tras în seara, stai, câteva ore, ne mișcă mai repede de atât, n-ai văzut cum fut iepuri. Nu, mă, piesa e fresh, îmi place. Eu eram așa, inventam eu tot felul de dude, dar Mr. Vlad chiar sunt eu, adică mă cheamă Vlad, mânteam Mr. Vlad, mi se pare mai mult decât natural. Și e și o referință, eu știu, destul de palpabilă vis-a-vis de țara noastră. Știi că te gândești la, am și zis pe textul ăla, te gândești la unchii meu, la Vlad Țepeș, când îi făcea înghețată pe băț, pe toți turcii, știi, în miezul verii. Așa e, trebuie să reprezentăm țara și asta vreau să fac și sunt Vlad, așa mă cheamă. Mi-a plăcut, ți-am zis, mi-a plăcut mult instrumentalul lui Popescu, lui Vlad, fiindcă e așa, e foarte, e balansat cum mai atipic mie. Mm-hmm. Și de-aia mi-a plăcut să mă joc cu el. Ain't nothing fun about it, son. Adică e totul serios, nu, cum să fie amuzant, n-ai nimic amuzant în treaba asta. Suntem foarte serioși când foarte facem muzică. Mi-au cam că am avut toți feeling-ul de necesitatea unui scratch. Știi, și Andu oricum colaborează cu noi mai tot timpul pe segmentul ăsta și nici nu mai sunt mulți, adică nu sunt mulți care să o facă ca el bine și așa, on point, rapid, pax, drag, cum trebuie. De ce să nu-l asculte? Păi lumea ar putea să nu-l asculte fiindcă hrușcă vine. Înțelegi? Adică eu n-aș asculta albumul ăsta acum. Deci cum să te aștepți ca eu să-ți asculti albumul acum? Îl pun acolo frumos în ianuarie, după ce pleacă băiatul Hrușcă și ia pletele d'albe, să duce cu Leru Pax Dran. De ce să-l asculte? Fiindcă probabil e primul proiect dalmațian în materie de limbaj, ca să zic așa. Și cu MC buni și cu instrumentale șmechere. E un blend frumos între două limbi care, una e a noastră și normal, că e cea mai frumoasă. Așa și engleză în care s-a născut rap-ul și sună bine. Păi că cam asta e. Dog, bă, pup.